Războiul se poate încheia până la sfârșitul anului, dacă Ucraina va primi suficient armament din partea partenerilor occidentali. E mesajul pe care liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, îl transmitea la începutul acestei săptămâni, în ajunul summitului NATO, la care urma să fie scrisă o nouă pagină în istoria geopolitică mondială. Ca răspuns la agresiunea militară rusă, NATO a decis să reacționeze întărindu-și fără precedent trupele din flancul estic și să-și extindă frontiera spre granițele Rusiei, invitând Finlanda și Suedia să adere la blocul militar occidental pentru a se putea apăra. În timp ce liderii NATO luau aceste decizii, armata rusă își intensifica atacurile asupra orașelor ucrainene, făcând tot mai multe victime în rândul civililor. Un motiv în plus care i-a determinat pe liderii Alianței Nord-Atlantice să-și revadă strategia pentru următorii 10 ani. Iar astăzi, la Europa Azi, vorbim despre noul concept al acestei strategii. Războiul președintelui rus Putin împotriva Ucrainei a spulberat pacea în Europa și a creat cea mai mare criză de securitate de pe bătrânul continent după cel de-al doilea război mondial declara secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, înaintea summitului de trei zile, care a început marți la Madrid. Un eveniment la care liderii țărilor NATO au făcut front comun și au luat decizii importante de care va depinde viitoarea ordine mondială. Pe fondul războiului ruso ucrainean Alianța Nord-Atlantică s-a văzut nevoită să-și revadă strategia pentru prima dată din anul 2010 încoace. Și iată care sunt cele mai importante puncte ale noului concept. NATO se extinde prin invitarea Suediei și Finlandei. Rusia reprezintă o amenințare directă. Întărirea flancului estic al NATO și sprijinul pentru Ucraina sunt alte două prevederi din noul concept al strategiei NATO pentru următorii 10 ani. Odată cu aderarea Finlandei și Suediei, frontiera estică a NATO va fi de două ori mai lungă și anume cu 1300 de kilometri. Marea Baltică în același timp va deveni practic un bazin al NATO e de fapt opusul obiectivului președintelui rus Putin, care în luna decembrie a anului trecut cerea în mod ultimativ alianțe nord să-și retragă trupele la frontiera estică pe care o avea înainte de 1997, adică înainte de aderarea la blocul militar a fostelor țări socialiste din pactul de la Varșovia. Un detaliu important despre care liderii NATO i-au amintit lui Putin la summitul de la Madrid din această săptămână. Le fait que ces deux pays aient décidé, malgré leur histoire et leur tradition, de rejoindre notre alliance et que nous ayons pris cette décision est le message stratégique le plus clair qui soit à la Russie et la signature de, du fait que la guerre décidée par le président Poutine en Ukraine est une faute stratégique majeure, y compris pour lui-même. Il a réussi à ce que des États qui jusqu'alors étaient restés dans une posture before the war started, i told putin that if he invaded ukraine, nato would not only get stronger, but would get more united. and we would see, we'd see democracies in the world stand up and oppose his aggression and defend the rules-based order. And that's exactly what we're seeing today. În pofida amenințărilor pe care le adresa Alianței Nord-Atlantice înainte de război, când declara că Rusia va răspunde pe măsură extinderii Alianței, acum Putin reacționează ceva mai calm la decizia liderilor blocului militar de a invita Finlanda și Suedia să adere la NATO. Știu că sunt și Finlandiei, Un asniet... Таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров. У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них. Теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы at откуда se o, -o groză, Liderii țărilor NATO nu au precizat la summit dacă alianța își va extinde bazele militare în cele două state scandinave, dar nici nu au negat acest lucru. Marți, 5 iulie, Finlanda și Suedia urmează să se semneze protocolul aprobat de liderii NATO la summitul de la Madrid, prin care cele două țări scandinave au fost invitate să devină membre ale Alianței Nord-Atlantice. O decizie care i se împotrivea Turcia, dar pe care a acceptat-o în cele din urmă după negocieri portate înainte de summit cu liderii Finlandei și Suediei, care au promis la rândul lor să nu sprijine militanții Partidului Muncitorilor din Kurdistan, formațiune declarată de Ankara, dar și de Uniunea Europeană și Statele Audite, drept organizație teroristă. O altă prevedere a noii strategii adoptate la Summitul NATO spune că Rusia este cea mai directă amenințare la adresa Alianței Nord Atlantice, la adresa membrilor NATO și stabilității în zona euroatlantică. Și asta după ce în 2010, la summitul de la Lisabona, liderii țărilor NATO adoptaseră un concept de strategie în care Rusia era definită drept partener strategic al NATO. Dar după 12 ani, strategia alianței se schimbă. În sensul întăririi semnificative a puterii de descurajare a Rusiei și de apărare a partenerilor în fața agresiunii acestei țări. E vorba mai ales de partenerii din flancul estic al alianței nord-atlantice. Die NATO stärkt deshalb ihre Verteidigungsfähigkeit, insbesondere mit Blick auf die Sicherheit ihrer Mitglieder entlang der Ostflanke. Als NATO erhöhen wir unsere Präsenz im Baltikum, in Polen, Rumänien, der Slowakei und Tschechien. Să vedem acum cum arată forțele militare ale NATO în flancul său estic, care a început să fie întărit tot mai mult după invazia rusă în Ucraina. În primul rând, armata americană își mărește substanțial prezența militară în Europa. Statele Unite, după cum a anunțat și președintele acestei țări, vor disloca noi trupe în tot flancul estic al NATO și în țările europene, unde are în prezent 100 de mii de militari. În al doilea rând, trupele de reacție rapidă în Europa vor fi de șapte ori mai numeroase. Numărul acestor militari va crește de la 40 la 300 de mii. E vorba de forțe terestre, aeriene și maritime, care în caz de amenințare pot intra în acțiune în 5 zile. Multe dintre aceste unități militare vor fi dislocate în apropierea graniței cu Rusia și Belarusul. Să vedem însă acum care e numărul militarilor NATO care sunt dislocați pe teritoriul statelor aflate în flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Și întâi de toate ne vom referi la cele trei state baltice. E vorba de Estonia, Letonia și Lituania. Pe teritoriul celor trei state sunt dislocați în prezent în jur de 10.000 de militari ai Alianței Nord-Atlantice, iar mai exact e vorba de 9.900 de militari. În Estonia se află 2.200, în Letonia 4.000 și în Lituania 3.700 de soldați ai Alianței Nord-Atlantice. Potrivit noii strategii a Alianței, va fi înființată o echipă de luptă de brigadă exclusiv de apărare a teritoriului alianței în Lituania. În sudul acestei țări, și anume la Rucla, există în prezent o bază militară NATO sub comandament german. În țările baltice vor fi desfășurate și trupe rotative suplimentare. Mergem la sud, în Polonia, acolo unde sunt cei mai mulți militari ai NATO din flancul estic al alianței, și anume 11.600 de militari. În Polonia vom spune că va fi înființată o nouă bază militară unde vor fi dislocați mai mulți militari americani, după cum a anunțat din nou președintele Statelor Unite Joe Biden. În această țară se va afla și cartierul general al Armatei A5 a Alianței Nord-Atlantice. Mai la sud, în Slovacia, se află 2100 de militari ai NATO. Cel mai mic număr de militari ai Alianței Nord-Atlantice din flancul estic sunt staționați în Ungaria și anume 900 de soldați. La acest capitol, pe poziția a doua, se situează România, care găzduiește în prezent 4500 de militari ai Alianței Nord-Atlantice. Și, în fine, ne referim și la Bulgaria, cel mai sudic stat dintre cele aflate în flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Pe teritoriul Bulgariei sunt în prezent staționați 1650 de militari ai Alianței Nord-Atlantice. Împreună, cele 8 state pe care le-am pomenit, e vorba de țările Baltice, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria, pe aceste teritorii staționează 30.650 de, de militari ai Alianței Nord-Atlantice. Vom pomeni aici că aceștia sunt sprijiniți de aproape 300.000 de, de militari ai forțelor armate din cele 8 țări pomenite, deci un număr mai mare decât cel al militarilor ruși care erau dislocați la granițele Ucrainei înainte de invazia rusă din 24 februarie. În fine, să ne referim și la cel de-al patrulea punct pe care l-am ales să-l reflectăm astăzi în conceptul strategiei noi a Alianței Nord-Atlantice, vorba de sprijinul pentru Ucraina, țară care se confruntă cu invazia rusă deja de patru luni de zile. Diferiți lideri ai țărilor NATO au promis Ucrainei sprijin militar, inclusiv arme grele, logistică și susținere financiară, răspunzând în acest fel la apelul președintelui ucrainean, care a avertizat că pericolul invaziei ruse planează nu doar asupra țării sale, ci și asupra celorlalte state europene. Україні потрібна сучасна протиракетна і протиповітряна оборони, і ви маєте ці системи, надавши їх нам, ви можете повністю зламати тактику Росії по знищенню міст і терору проти цивільного населення України. Це фундаментальна річ. Відстань від Києва до Мадрида менше, ніж діяльність тих ракет, які застосовуються сьогодні проти нас. Хіба Може одна держава відповісти на таку загрозу без допомоги партнерів? І вона не хоче зупинятися на Донбасі чи десь на півдні України. Це справжня ціль Росії. Питання: хто наступний для неї? Молдова або країни Балтії, або Польща? Відповідь. Усі вони. Європа дасть продовжує траяска времур компліте. Rămâne de văzut cum vor aplica liderii occidentali noua strategie de securitate a NATO și în ce măsură vor putea răspunde așteptărilor Chievului, care e dispus să nu cedeze în fața agresiunii ruse și să ducă războiul la bun sfârșit, eliberându-și teritoriul suveran recunoscut la nivel internațional. Cert e că deocamdată atacurile nemiloase cu rachete ale invadatorului, care provoacă tot mai multe victime în rândul civililor, fac aproape imposibilă misiunea acelor lideri occidentali care încă speră că acest conflict militar poate fi încheiat la masa de negocieri.